Durerea abdominală este un simptom neplăcut cu impact emoțional care este resimțit de fiecare dintre noi cel puțin o dată în viață. În funcție de localizare, intensitate și alte simptome care o asociază, ne putem da seama de cauzele ei. Bună ziua! Numele meu este Rodica Goța. Sunt medic specialist gastroenterolog în cadrul Centrului Medical Anastasios din Cluj-Napoca. În video de astăzi am ales să vă prezint câteva informații utile despre durere abdominală. Înainte de a continua însă, vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Facebook sau Instagram. Aici ne puteți urmări cu diverse informații medicale. Cavitatea abdominală găzduiește o mare parte din organele tractului digestiv, stomac, intestin, ficat, pancreas. De asemenea, aici sunt localizate organele tractului urinar, genital și marele vase sanguine. Durerea poate porni de la oricare dintre aceste structuri, având anumite caracteristici în funcție de organul de la care provine. Însă, la fel de bine, durerea resimțită în abdomen poate avea o cauză cu localizare toracică, cum ar fi infarctul miocardic, sau poate iradia de la nivelul coloanei vertebrale, fiind cauzată de o discopatie. Sau aceasta poate apărea în contextul unei afecțiuni sistemice, cum ar fi porfiria acută, diabetul zaharat sau bolile de colagen. De asemenea, o hernie situată la nivelul peretelui abdominal poate provoca dureri cu intensitate variabilă. Ocazional, durerea abdominală apare în indigestie, supunere la stres, deshidratare sau efort fizic intens. Durerile abdominale cronice pot fi de cauză funcțională, inflamatorie, infecțioasă, ischemică sau metabolică. Și de aceea ele necesită o atenție deosebită și adresare la medicul de familie în timp util. În cadrul unei consultații veți primi o serie de întrebări pentru a clarifica diversele aspecte legate de durere, cum ar fi intensitate, durată, alte simptome care se asociază, precum și factori ce o agravează sau o ameliorează. Toate aceste detalii îl ajută pe medic să se orienteze spre o anumită cauză, astfel încât acesta vă va recomanda o serie de investigații care au ca și scop stabilirea diagnosticului. Durerea insuportabilă cu debut acut anunță instalarea unei urgențe medico-chirurgicale și necesită prezentarea în serviciul de urgență. În cele ce urmează, vă voi prezenta pe scurt trei cele mai frecvente cauze de durere abdominală de natură digestivă, în funcție de organul de la care provine. Durere de stomac poate apărea pe nemâncate, așa zisa foame dureroasă. Ea este resimțită ca o roadere sau ca o senzație de gol în stomac. Sau din contra, poate să apară la scurt timp după masă, fiind însoțită de o senzație de arsură care urcă pe piept, balonare, gust acru sau amar, grețuri și uneori vărsături care o pot ameliora. Astfel de dureri de obicei se accentuează după consumul de medicamente antiinflamatoare, care se iau pentru dureri de cap, dureri menstruale sau articulare și se ameliorează după medicamente antiacide sau antisecretorii. Este important de știut că aceste trăsături ale durerii pot semnala prezența unei gastrite, a unui ulcer gastric sau duodenal. Iar atunci când se asociază lipsa poftei de mâncare, scăderea în greutate, vărsăturile cu sânge proaspăt sau scaunele de culoare neagră, este posibilă existența unui cancer gastric. Durerea abdominală de cauză biliară sau colica biliară apare la scurt timp după o masă copioasă bogată în grăsimi, mai ales atunci când sunt combinate grăsimile vegetale și animale. În mod normal, în timpul mesei sau imediat după aceea, se produce contracția și golirea colecistului în intestin. În cazul în care mâncați lacom, făcând exces de grăsimi, se produce practic o contracție brutală a colecistului, motiv pentru care apare durerea. De obicei, ea este localizată în capul pieptului sau în partea dreaptă sub coaste și este asociată de grețuri, vărsături, dureri de cap și scaune diareice. Toate aceste manifestări pot avea o intensitate variată. Unii oameni pot prezenta toate simptomele, în timp ce alții pot avea doar unul singur. Pentru a preveni astfel de experiențe neplăcute, este foarte important să nu faceți exces de grăsimi și să mâncați mai cumpătat, mai ales dacă vă știți cu calcul la colecist. Durerea abdominală de cauză intestinală poate avea o anumită localizare sau poate fi difuză. Poate apărea în legătură cu masa sau se poate ameliora după scaun. Intensitatea variază de la disconfort la durere intermitentă sau persistentă. De cele mai multe ori, așa dureri apar în contextul sindromului de intestin iritabil și se pot asocia cu balonări și tulburări de tranzit, cum ar fi constipația sau diareea. Însă, este important de știut că durerile cu aceleași caracteristici pot avea și alte cauze, cum ar fi parazitoze intestinale, disbioze, enterocolite, diverticulite, boli inflamatorii intestinale sau chiar cancerul de colon atunci când apare sângele în scaun și scăderea în greutate. De aceea este foarte important să vă prezentați la un consult de specialitate. Medicul vă va recomanda o serie de investigații menite să diferențieze toate aceste cauze. Acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le prezint astăzi în legătură cu acest subiect. Sper că vă vor fi de folos.
Dacă aveți întrebări, vă rog să le lăsați în comentarii sub acest video. Până data viitoare, numai bine!